Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, ne-a spus că simbolurile folosite de meșterii populari nu mai sunt cunoscute, chiar dacă se regăsesc pe obiectele care se vând la târgurile de profil. Vedeți, noastră, noi astăzi facem diverse târguri de meșteri populari. Este, de fapt, o iluzie. Noi nu mai facem târguri de meșteri populari pentru că nu mai avem meșteri populari. Noi avem niște mici meseriași care fac niște obiecte artizanale. Târgurile ușor-ușor ar trebui să se numească târguri de artizanat. De ce acest lucru? Pentru că până la apariția societății și dezvoltarea societății industriale, meșterul făcea o lingură pentru Crăciun, una pentru Paște, alta pentru Sfântul Gheorghe și așa mai departe. Ei, acele linguri aveau o simbolistică pe care noi astăzi în mare am pierdut-o. Și o lingură sau o farfurie agățată pe un perete avea un mesaj. Astăzi nu mai are niciun mesaj. Verificați. Veți merge într-o sută de târguri, veți întâlni 100 de meșteri lemnari din toată țara. Toți vă vor spune că au făcut arborile vieții, roza, complicat, n-am știut. Nu mai e. Ei au elemente de simbolistică, dar nu mai controlează simbolistica. Nici consumatorii nu știu ce să aleagă. Directorul de la Suceava a spus că a întâlnit situații în care oamenii cumpărau farfurii de lut pentru decorarea locuinței și le foloseau la servirea mesei. Sigur, mulți oameni cumpără astfel de piese și le folosesc la masă, știu eu, pentru servit aperitive, pentru servit fel principal, în sfârșit. Însă ele, evident, au mai multe dimensiuni, au diverse forme, dar, spuneam, au prevăzut zona de prindere. Și atunci poți face ușor diferență. În perioada anilor 1800-1900, românii, țărani și boieri deopotrivă își decorau casele cu farfurii de ceramică, linguri de lemn și obiecte bisericești.